Multă bucurie și tot ce-i bun, stimați urmăritori. De data aceasta o să vin înaintea voastră cu un filmuleț foarte scurt. Asta este mâncarea ce o dau eu la porumbei și acum dau la acești puiuți, la puii tardivi. Și ce vedeți aici? Vedeți orez mult, da? Este orez de casă, orez din comerț, orez care îl folosim și noi în bucătărie, care îl folosește și soția mea. Și poate să vă întrebați ce vrei să ne arăți cu acest orez. Vreau să vă arăt că acest orez este foarte bun, chiar dacă unii vă recomandă cu totul altceva. Eu vă spun ce dau eu și vă recomand și vouă să vă învățați puii de mici cu orez. Și acum o să vă întrebați de ce orez. De ce orez? Simplu. Orezul are o grămadă de beneficii. În momentul în care merge burta la porumbei și dacă le dați orez, orezul le strânge burta. În timpul sezonului, că auzi pe mulți că dă pastile pentru apă, să nu le fie sete, să nu le fie nu știu ce, orezul este foarte important și eu folosesc în timpul sezonului, în special la porumbei de scurte, înainte de embarcare, în ziua îmbarcării și ultima masă înainte de îmbarcare, cât mai mult orez. Cât mai mult orez. De ce orez? Datorită faptului că orezul reține și apa în organism. Învățați-vă puii de acum să mânce orez. Să mânce orez și în timpul sezonului sau dacă veți avea probleme și vă merge burta la pui, nu va fi problemă că puii voștri nu vor mânca orez. Nu cumpăr orez decorticat, nu cumpăr alt tip de orez, ci dau orezul de casă. Ce vreau să întotdeauna? Să caut orez care să aibă bobul cât mai să fie bobul cât mai rotund, cât mai plăcut, să fie un orez de calitate, un orez care să poată absorbi. Și mâncare românească, și nu pun nimic pe mâncare, uitați, mâncarea, dacă puneam ceva pe ea, se lipea. Ce am suplimentat? Am suplimentat cu puțin porumb și de asemenea am suplimentat cu puțină floare. Au nevoie porumbeii că năpârlesc. În rest, altceva nimic. Și asta fac. Porumbeii mei mai primesc din când în când, primesc Blissform în apă, care ajută foarte mult datorită faptului că conține fier, conține iod. Bine, și acum să le dăm de mâncare. Haide, gașca veselă, haide. Aceștia sunt puii dumneavoastră. Vă salut și nu uitați, învățați-vă pui cu orez, că lucrul acesta va ajuta foarte mult. Dacă vă uitați cât de important este orezul și ce proprietăți are, o să-mi dați dreptate. Nu dați prostii la porumbei, nu îmbăxiți porumbei, nu îmbăxiți ficatul porumbelor cu tot felul de lucruri. Dau mâncare românească, suplimentez cu puțin porumb când e rece dimineața, de asemenea cu floare se ajute la năpălit să dea o pană de calitate, să dea o pană uleioasă. Și Blissform o dată, două pe săptămână. V-am salutat și tot ce-i bun, stimați urmăritori!